Remember when you told me you believe in something, and you said you're done pretending that fate is patient. Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul. Bun. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă arăt ceva foarte, 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 foarte interesant. De exemplu, un tipar care practic se repetă. Fix același lucru l-a făcut din data 31 decembrie 2020 până 20 iulie 2021. Dacă ne uităm, fix același tipar îl avem și acum. Da? Deci este o copie perfectă. Da? Istoria practic se repetă și face exact ceea ce am mai făcut. Oare credeți că e posibil? Haideți să vedem. De ce spun lucrul ăsta? Păi dacă stăm și analizăm, da? O să observăm că exact, da? Ce a făcut aici, exact de aici până aici, exact asta a făcut când a rupt acest tipar, exact zona asta. Apoi a venit, a retestat, a rupt, da? Apoi a mers până la rezistență, fix la fel și aici, da? Și apoi ce a făcut? A rupt rezistența, adică rezistența asta de aici, este fix asta de aici, a retestat suportul, la fel a retestat suportul, S-a retestat rezistența, a retestat încă o dată suportul, acum mai retestează încă o dată suportul, e posibil să aibă o mică creștere, să mai retesteze o dată suportul, apoi retestează rezistența și pleacă. Credeți că e posibil să facă lucrul ăsta? Deci conform, da? Dacă ne uităm exact în oglindă, exact asta a făcut. Credeți că poate să facă fix același lucru? Credeți că istoria se poate repeta? Vedem. Da? Dar în principiu sunt fix aceleași lucruri pe care le-a făcut. Da? Se vede clar. Bun. Asta văd, asta vă spun. Da? Vreau să înțelegeți încă o chestie. Analiza tehnică, v-am spus și eu, o să vă repet de fiecare dată. Se referă la probabilități. De exemplu, trebuie să știm un lucru. Când suntem la suport, la rezistență vindem. Când rupe rezistența, reintrăm iarăși și vindem la următoarea rezistență. Apoi la următoarea rezistență. Da? Faptul că am ajuns la un suport, deci la noi la rezistență vindem. Așteptăm să cumpărăm fie la suportul ăsta, fie la suportul ăsta. Da? Acum, dacă suntem la suport și ne întrebăm dacă să cumpărăm sau nu, fiecare își alege ce crede el. Dar trebuie să înțelegeți că dacă ați fi vândut la, aici când a avut rezistența, da, n-ați mai fi avut acum niciun stres. Adică ați fi fie să cumpărați aici, fie oriunde vrea fiecare. Dar trebuie tot timpul să înțelegeți că lucrurile astea durează. Da? E vorba de foarte multă răbdare. Și mai important, ce vreți să faceți? De exemplu, dacă sunteți pe long term, adică din punctul meu de vedere, dacă cumpăram, să presupunem Bitcoin-ul la 10.000, da? Asta înseamnă long term. Și stăm până ajunge la cât vrem noi. Adică avem target poate 50.000, poate 100.000, poate 200.000. Fiecare are targetul cât crede el de cuvință. Da? Dar trebuie să înțelegeți că lucrurile așa merg, adică pe time frame-uri mai mari. Dacă vreți pe time frame-uri mai mici, este decât ciupeala aia de zi cu zi, în care intrăm și ieșim, ne luăm profitul. Bun, mi-a cerut cineva de câteva zile, da, să analizez Bitcoin Diamond. Repet, Bitcoin în momentul de față este la un suport. Dacă rupe acest suport, merge la următorul suport. Dacă ține suportul, se întoarce la următoarea rezistență. Foarte simplu, da? Bun. Haideți să analizăm Bitcoin Diamond.
Se pare că a avut o corecție foarte puternică în martie, 10 martie 2020, și atunci a avut un hype până la aproape 10 dolari, chiar 11 dolari. Dar atunci este încă în corecție, 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 se vede clar cum are un tipar, da? Ceva de genul. Este într-un canal descendent, dar e posibil să-și găsească pe aici pe undeva suport. Adică exact unde e acum, da? Are suport, suport, suport. Dacă ține acest suport, o să meargă să retesteze 1,52 și dacă rupe rezistența, adică poate să facă așa ceva. Să retesteze încă o dată, să rupă și apoi să rupă. Ia tipar și merge aici. Aici e o rezistență foarte puternică. 0,38 Fibonacci, 2,32. Și aici poate să mai joace o leacă. Da? Dar deocamdată suntem într-un trend descendent. Se vede clar. Aștepta să rupă tiparul sau dacă rupe suportul, poate să meargă la următorul nivel de suport, care ar fi undeva, ăsta ar fi primul, chiar un pic mai jos, cam aici, și următorul ăsta. Da? Cam așa arată. Bun. Să ștergem. Vreau să vă spun o chestie. De exemplu, în rubrica de comentarii, puteți să lăsați comentarii oricând. Puteți să mă întrebați orice, puteți să-mi cereți părerea sau orice. Dar dacă mă luați cu băi narcise sau băi nu știu cum, o să vă blochez direct. Adică atâta timp când nu aveți un vocabular adecvat, o să înțeleg și o să o iau ca atare. Da? De ce? Fiindcă eu muncesc aici și măcar așa mi se pare normal să vorbești civilizat atât timp cât mai ales îmi ceri ajutorul sau vrei să te ajut cumva. Da? Apreciez foarte mult, da? Chestia asta, apreciez respectul, da? În primul rând. Ok? Bun. Haideți să ne uităm și la E-Gold. E-Gold la fel se pare că este într-un trend descendent. Vă povesteam eu astăzi că sunt șanse să meargă mult mai jos. Mult mai jos, adică poate 0,6-1 Fibonacci. Poate chiar și așa. Nu, asta nu are rost aici deocamdată. Hai să mai scoatem din astea. Acum încolo să încercăm să ne focusăm decât pe time frame-uri mai mari. Fiindcă asta contează. Time frame-uri mai mari. Da? Deci chiar în momentul de față suntem într-un canal descendent. Poate oricând fie să testeze și să întoarcă în canal sau să rupă rezistența. Până nu rupe rezistența, nu ieșim de aici. Da? Deci poate să mai doreze, dar aici este un suport foarte puternic, o zonă de buy foarte puternică. Zona asta de aici este o zonă foarte puternică, da? Se vede clar unde a avut rezistență, rezistență, suport și rezistență, da? A retestat. Zona asta e foarte puternică aici. Oricând e o zonă de acumulare. 0,61 o fi Fibonacci, se vede clar. Bun. Hai să ne uităm și la Ethereum. La fel și Ethereum a rupt tot, nu mai respectă nimic. Este într-un trend exact ce face BTC-ul, nu mai ține cont de nimic, adică dacă BTC-ul are corecție, l-a tras și pe el. N-a mai putut să rupă rezistența, s-a dus ușor
la următorul nivel, 0618 la rupt. Da, se vede clar cum l-a rupt. Merge la 05038. Aici poate să, aici avem o zonă foarte puternică de suport și rezistență. Posibil să țină suportul ăsta, dacă nu-l ține, poate să coboare mult mai jos. A avut chiar o corecție destul de dramatică, da? Bun, în principiu cam atât, da? Așteptăm să vedem ce face săptămâna asta, mai avem mâine. Dacă ține suportul ăsta, e ok. Conform VPVR, volum profile, ne arată clar că aici e o zonă foarte puternică de suport. De asta ar și trebui să-l țină. Dacă nu-l ține, next target, 30.000. Da? Bine, 34 și apoi 30. Da, cam 30. Bun. În principiu cam atât. Vă doresc o seară minunată, baftă și doamnește!